Atacantul francez Bilelom Rani este ultimul transfer al celor din Gruia. Format de Olympique, fotbalistul de 23 de ani nu a reușit să se impună la prima formație. Jucători buni, eu sper să integreze cât mai repede și să ajungă la nivelul celor care au plecat. Concurența în plus pentru tine e benefică? Normal, concurența e benefică. Cine o să fie mai în formă, cred că mister o să facă și o să leagă decizia cea mai bună. Fotbaliștii de la CFR Cluj vor forța calificarea în sferturile de finale ale Cupei Ligii în detrimentul mureșenilor de la ASEA. Singurul trofeu lipsă în palmaresul feroviarilor este cel al Cupei Ligii. Este un obiectiv important pentru noi în acest sezon. Se câștigă mulți bani, ceea ce e foarte important. Rămâne astfel Cupa Ligii să o câștigăm și accederea în play-off. Clujenii speră să obțină calificarea fără să ajungă la loviturile de departajare, așa cum s-a întâmplat în precedentul meci cu CSU Craiova. Ne-aș dori să câștigăm cele 90 de minute, dar suntem pregătiți de orice. Ne dorim să ne calificăm, să ne calificăm primele cele 90 de minute regulamentare, pentru că avem sâmbătă un alt meci greu și ne dorim calificarea. Atât CFR cât și ASEA Târgu Mureș au părăsit ediția trecută a Cupei Ligii în faza sferturilor.